Sodiul este mineralul dominant din sânge, având un rol vital în reglarea lichidelor din corp și în balanța electrolitică, iar sursa principală din care noi ne luăm sodiul, element atât de necesar în organism, este sarea de masă. Aceasta conține aproximativ 40% sodiu și 60% clor, iar în acest episod vom afla ce fel de sare ar fi bine să folosim și de care să ne ferim. De asemenea, vom descoperi dacă într-adevăr sarea dăunează sănătății și cât de multe putem consuma pentru a limita problemele de sănătate. Salutări din Chicago, sunt Cipri Caiter și vă urez bun venit pe canalul meu de YouTube, locul în care veți putea descoperi o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, vă invit să vă abonați pentru a primi postări noi în viitor. Pentru ca organismul să funcționeze la parametrii optimi, este necesar să avem o bună balanță sodiu-potasiu. Potasiul trebuie să fie intracelular, iar sodiul în lichidul extracelular, pentru ca structura electronică a celulei să funcționeze corespunzător. În cazul unui abuz de sodiu pe termen lung, adică atunci când consumăm alimente cu prea multă sare pentru prea mult timp, mai ales dacă avem un GFR scăzut, despre care voi explica imediat, o parte din acest sodiu, care trebuie să rămână extracelular, ajunge din păcate în spațiul intracelular, perturbând potențialul electric și buna funcționare celulară. Sodiul, alături de potasiu și calciu, sunt minerale foarte importante pentru viață. Fără sodiu, semnalele celulare nu pot fi transmise. Prin urmare, sarea este extrem de necesară pentru buna funcționare a organismului nostru. Totuși, adesea ni se atrage atenția prin diferite programe TV să consumăm cât mai puțină sare. Această recomandare poate fi benefică, în special pentru cei care suferă de hipertensiune sau boli de rinichi. Dar oare este această recomandare bună pentru toți? Pentru a înțelege mai bine, să vedem de ce ar trebui evitat consumul excesiv de sare de către persoanele care suferă de hipertensiune arterială și boli de rinichi, boli care afectează capacitatea de filtrare a rinichilor. Se recomandă precauție în cantitatea de sare consumată în aceste cazuri. Când consumăm multă sare, corpul reține inevitabil multă apă, ceea ce duce la creșterea volumului de sânge. Un volum mai mare de sânge va genera o presiune mai mare în vasele de sânge, ceea ce se traduce printr-o tensiune arterială crescută. Acest lucru solicită inima ca să pompeze o cantitate mult mai mare de sânge, iar nefronii din rinichi, filtrele acestora, vor suferi din cauza creșterii pe termen lung a presiunii. Cu toate acestea, s-a observat că persoanele care nu au probleme cu nefronii, adică cu capacitatea de filtrare a rinichilor, sarea nu cauzează hipertensiune arterială. Prin intermediul celor aproximativ 2 milioane de nefroni, care practic sunt niște microfiltre în rinichi, aceștia reușesc să elimine excesul de sodiu, iar volumul suplimentar de apă va fi de asemenea eliminat prin diureză și împins spre vezica urinară. Vedeți dumneavoastră, atunci când Dumnezeu a creat corpul uman, l-a creat într-un mod foarte inteligent, dotat cu o extraordinară abilitate de autoreglare. Chiar dacă am consumat de 5 ori mai multă sare decât consumăm în mod normal, rinichii vor regla concentrația de sodiu și volumul sângelui prin diureză, eliminând ceea ce este în exces și menținând homeostazia sângelui în parametri optimi. Rinichii filtrează zilnic aproximativ 170 până la 180 de litri de sânge și excretă aproximativ 1,5 până la 2 litri. Zilnic, rinichii filtrează aproximativ 540 de grame de sodiu și elimină prin urină aproximativ 2-3 grame, însă această cantitate depinde de cât sodiu consumăm zilnic. În general, noi consumăm aproximativ 2-3 grame de sodiu pe zi și tot atât eliminăm prin urină. În mod normal, cantitatea de sodiu consumată zilnic este egală cu cantitatea de sodiu eliminată. Vorbeam despre GFR și v-am promis că o să revin să explic. GFR reprezintă rata de filtrare glomerulară și aceasta este practic eficiența cu care rinichii pot filtra sângele. Atunci când rinichii filtrează eficient, valoarea GFR ar trebui să fie peste valoarea 90, iar sarea nu ar trebui să ne îngrijoreze, deoarece rinichii vor elimina automat absolut tot surplusul de sodiu, fără să cauzeze hipertensiune arterială. Dacă sarea ar fi atât de dăunătoare pentru organism, cum unii afirmă, atunci de ce ar fi echipat Dumnezeu rinichii cu abilitatea de a filtra și recupera 540 de grame de sodiu zilnic? Adică 99,5% din sodiu va fi reciclat în fiecare zi, iar doar 2-3 grame de sodiu pe zi vor fi eliminate. Dacă consumăm sodiu în exces, de exemplu 10 grame pe zi, rinichii vor elimina această cantitate în exces de 10 grame, continuând să filtreze și să recicleze 540 de grame de sodiu pe zi,
pentru a menține homeostazia. Dacă sodiul ar fi atât de dăunător, cum adresa ni se spune, Rinichi ar elimina o cantitate mult mai mare. Totuși, nu se elimină mai mult pentru că sodiul, la fel ca și potasiul, este un mineral prețios pentru organism, iar ambele substanțe sunt reciclate în mod constant. Când oamenii ajung la spital slăbiți, amețiți sau bleșinați, cel mai adesea ajung să fie puși pe perfuzie cu ghicișce, apă distilată cu sodiu, potasiu și eventual soluții glucozate și uneori magneziu sau calciu în funcție de indicația medicului curant. Deci și la spital, cel mai adesea cu ajutorul perfuziilor saline cu sodiu, suntem puși pe picioare. Starea nu ar trebui să cauzeze probleme de sănătate atâta timp cât rata de filtrare glomerulară este bună. Însă, dacă această rată de filtrare este scăzută, atunci rinichii nu vor mai putea excreta corespunzător excesul de sodiu și să mențină echilibrul corect al elementelor din sânge și volumul corespunzător. Motiv pentru care unele persoane cu un GFR foarte scăzut chiar ajung la dializă. Nemai având o rată bună de filtrare, evident, sodiul se va acumula rapid în sânge, iar retenția de apă va crește. Volumul sângelui va crește și va cauza hipertensiune. Iar hipertensiunea arterială știm cu toții că poate cauza boli de inimă și chiar atacuri cerebrale. Vedeți dumneavoastră cum reala problemă nu este sarea, ci o rată necorespunzătoare de filtrare a rinichilor. Haideți acum să vedem ce poate afecta rata de filtrare a rinichilor, GFR-ul. În primul rând aș menționa zahărul și excesul de zahăr, carbohidrații, amidonul și, bineînțeles, nivelul ridicat de insulină, care ajunge să fie crescut tot datorită zahărului și a carbohidraților amintiți, dar și datorită prea multor gustări pe parcursul zilei care stimulează pancreasul și secreția de insulină. Este bine cunoscut faptul că majoritatea oamenilor care au o rezistență la insulină, sunt prediabetici sau diabetici, au adesea o rată de filtrare a rinichilor problematică, iar pentru această categorie, excesul de sare poate cauza probleme serioase de sănătate. În cazul persoanelor care au o rată scăzută a filtrării la rinichi, un GFR scăzut, excesul de sare poate într-adevăr cauza hipertensiune arterială. Sodiul, care nu poate fi filtrat corespunzător de acești rinichi problematici, va duce automat la retenție de apă, care va cauza un volum mai mare de sânge, generând astfel o presiune sau o tensiune mărită. Sper că acum am clarificat mecanismul prin care excesul de sodiu la unele persoane poate cauza tensiune arterială crescută. Cu toate acestea, este incorrect să facem o regulă generală pentru toți oamenii și să spunem că excesul de sare va crește tensiunea arterială la toți, deoarece acest lucru nu este adevărat pentru cei care nu au probleme cu rata de filtrare a rinichilor. Haideți acum să vedem care sare ar fi mai indicată să o consumăm. Pentru cei care au probleme cu rata de filtrare, GFR, și au interdicții la sodiu, ar fi recomandată sarea de potasiu, care este de fapt clorură de potasiu și este disponibilă în multe farmacii și magazine alimentare. Aceasta nu conține sodiu. Pentru cei care nu au un regim atât de strict, dar totuși le este recomandată precauție la consumul de sodiu, pot să combine 50% sare dietetică de potasiu cu 50% sare normală cu sodiu și astfel vor obține o sare care are o concentrație de sub 20% de sodiu. Pentru cei care au rinichii sănătoși și nu au interdicții medicale la sodiu, cele mai bune tipuri de sare pe care le puteți folosi sunt sarea celtică, sarea roz, pink, sarea himalaiană și sarea de mare, dar neprocesată. Eu întotdeauna cumpăr sare în cantități mai mari, cumpăr sare himalaiană cu cristale mari și mă feresc de sarea măcinată fin, în care cel mai adesea comercianții adaugă oxid de aluminiu pentru a menține granulația fină și pentru a elimina riscul de compactare sau formare de bulgări de sare în container. Dacă sunteți în America și cumpărați sare de mare, asigurați-vă că scrie kosher pe ea sau unrefined. Sarea celtică, sarea de mare și sarea himalaiană conțin aproximativ 97% sare și 3% alte minerale naturale, în timp ce sarea rafinată de masă conține 99,5% sare, din care au fost eliminate celelalte minerale și, din păcate, cel mai adesea se adaugă 1-2% oxid de aluminiu, cunoscut sub denumirea de aluminosilicat sau E554,
Acest oxid de aluminiu este adăugat în sare ca agent antiaglomerant. Sarea absorbe apa din atmosferă și are tendința să se transforme în bulgări de sare. Și pentru ca aceasta să rămână în continuare fină și să nu mai formeze acești bulgări de sare, mulți producători au recurs la adăugarea oxidului de aluminiu în sarea de bucătărie. Însă, oxidul de aluminiu este dăunător sănătății, se poate acumula în timp în corp și poate cauza Alzheimer și multe alte afecțiuni. În general, o persoană adultă consumă între 3 și 3,5 kg de sare anual. Acum, dacă în această sare vom pune doar 2% oxid de aluminiu ca agent antiaglomerant, înseamnă că riscăm să ingerăm anual până la 70 de grame de oxid de aluminiu, ceea ce înseamnă aproximativ 14 lingurițe de oxid de aluminiu consumat anual involuntar, în cazul în care s-a adăugat doar 2% oxid de aluminiu în sarea de masă. Respectiv, 35 de grame, adică 7 lingurițe ingerate anual, dacă se adaugă doar 1% din volumul sării oxid de aluminiu. Aș vrea să mai menționez încă un lucru vis-a-vis de excesul de sare. Consumul unei cantități semnificative de sare pentru o perioadă extinsă conduce la desensibilizare față de sare, astfel încât orice aliment, chiar și suficient de sărat, va fi perceput ca fiind nesărat, determinându-ne să simțim nevoia să mai adăugăm multă sare în mâncare. În general, este necesar o perioadă de aproximativ 3 săptămâni de dietă fără sare sau cu un conținut scăzut de sare pentru a reechilibra sensibilitatea noastră la sare. Poate că, așa cum am experimentat și eu, ați avut și dumneavoastră ocazia să mergeți în vizită la cineva, iar întreaga masă să fie extrem, extrem de sărată în comparație cu modul în care sunteți obișnuiți să consumați alimentele. Familia respectivă s-a adaptat la un nivel mare de sare, iar orice mâncare care conține mai puțină sare decât nivelul ridicat cu care s-a obișnuit, li se va părea fără gust și insuficient de sărată. Acea situație se întâmplă cu cei care s-au obișnuit să folosească puțină sare în mâncare și ajung să simtă chiar și sarea prezentă în mod natural în țelină sau roșii sau alte alimente, iar acestea le par uneori sărate, chiar dacă nimeni nu a adăugat sare pe ele. Am experimentat personal această situație când am urmat terapia GERS în anul 2007, o terapie pe care am detailat-o în 2 episoade anterioare, dedicate luptei și eliminării cancerului și altor boli grave. În cadrul acestei terapii, consumul de sare era strict interzis și pentru o perioadă de aproximativ 8-9 luni nu am consumat nici măcar un gram de sare. Atunci când mâncam o roșie sau țelină, aveam senzația că cineva ar fi pus sare pe ele, în special tijele de țelină, care au un conținut mai mare de sodiu. Mare atenție pentru cei care au interdicție la sodiu și intenționează să folosească tijele de țelină în preparatele sau să facă jusuri cu acestea. Dacă suntem deja la subiectul sării, poate nu ar fi rău să amintesc și să expun o teorie eronată, conform căreia oamenii cred că sarea celtică conține foarte puțin sodiu în comparație cu sarea de mare sau sarea himalaiană. Este adevărat că sarea celtică conține mai puțin sodiu, însă irelevant de puțin în comparație cu celelalte, adică aproape la fel. Adesea producătorii folosesc false advertisement, o publicitate și o promovare parțial adevărată, care face ca majoritatea oamenilor să înțeleagă altceva decât ar trebui. Sarea celtică este adesea vândută în pungi, într-o formă relativ umedă, având un conținut mai mare de apă, și de asemenea se vinde la o granulație mai mare, dar nu sub formă de cristale compacte, ca și în cazul sării de Himalaya, ci într-o formă afânată, expandată, și în acest motiv, pe același volum, conține mai puțină sare, respectiv mai puțin sodiu decât alte tipuri de sări care sunt mai compactate. Ce înseamnă asta? Dacă vom cântări o linguriță de sare celtică, aceasta ar putea să aibă 4 grame, în timp ce o linguriță de sare de mare sau de Himalaya probabil va cântări 7 grame. Deci sarea celtică este mai voluminoasă și ca atare, în același volum, este mai puțină sare și prin urmare mai puțin sodiu. Dar dacă ne vom raporta la gramaj, 10 grame de sare celtică conține 3,3 grame de sodiu, iar 10 grame de sare de Himalaya conține 3,8 grame de sodiu,
iar sarea de mare 3,9 grame de sodiu. Altfel spus, sarea celtică conține 33% sodiu, iar sarea himalaiană 38% sodiu. Observați cât de similar este procentajul de sodiu în ambele tipuri de sare. Nu vorbim de o diferență semnificativă, ci de valori destul de apropiate. Astfel că vă puteți face un serviciu să nu vă mai aruncați banii neapărat pe sare celtică și puteți să o înlocuiți cu sare de Himalaya. Totodată, conținutul de minerale din sarea celtică este relativ similar cu cel al sării de Himalaya, așa cum puteți să vedeți pe ecran, iar sarea de Himalaya este de 50 ori mai ieftină decât sarea celtică. Iar acum haideți să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am învățat în acest episod. Am aflat că sarea este benefică și imperios necesară organismului, sodiul fiind mineralul dominant din sânge. Am aflat de asemenea că sarea nu cauzează probleme de sănătate la toată lumea, ci doar la cei care au probleme cu filtrarea renală și au un GFR scăzut, sau la persoanele cărora medicii le-a recomandat limitarea consumului de sare din diferite motive, cum a fost și cazul meu când am avut o tumoare la glanda suprarenală în anul 2007. Aceste persoane pot înlocui sarea obișnuită cu sare de potasiu sau sare de mare, respectiv sare de Himalaya, amestecate jumătate-jumătate cu sare de potasiu pentru a reduce cantitatea de sodiu consumat. Am învățat de asemenea care tipuri de sare sunt preferabile de folosit și acestea sunt sarea celtică, sarea de Himalaya nemăcinată și sarea de mare nerafinată. Am aflat de care sare să ne ferim și anume sarea măcinată fiind rafinată care conține oxid de aluminiu E554, un element toxic pentru organism. Iar acum este momentul potrivit să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu în cazul în care încă nu sunteți abonați, singurul lucru pe care îl aștept de la dumneavoastră în semn de apreciere pentru informațiile oferite. Nu uitați să trimiteți acest video și altor persoane dragi, pentru că, la urma urmei, toată lumea consumă sare și ar fi bine să aleagă ceea ce este mai sănătos. Dragilor, vă salut cu respect și vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc multă sănătate pe data viitoare!